El avea 17 ani când a luat contact prima dată cu partizanii. Tatăl lui, Ion Ciurică, un om, un țăran bogat, care avea în proprietate 300 de hectare de munte și o mulțime de oi, un participant de vază la primul congres al oierilor din România, colabora cu grupul de partizani a colonelului Ion Uță. Ca om de legătură, asta înseamnă că le ducea mâncare, informații, îi ajuta cu diverse servicii. Și în 1948, tatăl lui l-a luat pe Nicolae Ciurică la munte. I-a spus, pregătim doi cai și luăm mai multă mâncare, că avem mai mulți ciobani cu oile pe munte. Bine, tată, nu-i nicio problemă. Că la un moment dat în pădure s-a trezit înconjurat de vreo 15 partizani înarmați, deja se gândea ce facem. Nu mi-am dat seama cine sunt, erau oameni îmbrăcați în tot felul de haine, nu uniformă oarecare, îmbrăcați sărănește, dar înarmați. Și fiecare în pălărie, că era timp de vară, sau ce avea bască, poate și vocăciul, avea tricolorul și Regele Mihai. Atunci mi-am dat seama că și când am ajuns în fața lor, tata dă mâna cu ei, ba, mai mult se sărută și frate Ioane se adresează către tata, hai să ne tragem mai într-o parte, așa să nu cumva trece cineva pe poteaca asta, deși era un drum necirculabil așa, era un drum mai rar, întâlneai un călător. Și ne-am dat într-o parte, acolo ei au dat bagajele jos de pe cai și atunci am văzut eu că pe cai era alimente pentru ei pregătite. Deci, întâlnirea mea a fost făcută fără să-mi dau seama, dar tata avea întâlnire cu ei. Așa începe, cu mai bine de 75 de ani în urmă, una dintre cele mai fascinante povești despre o mână de oameni izolați în munți, cu pistoale la cingătoare și flinte în mâini, hotărât să lupte până la ultima suflare împotriva unui sistem comunist, care în primii ani de după război își pregătea expansiunea spre ceea ce avea să însemne ulterior poate cea mai neagră filă din istoria recentă a României. O istorisire plină de tâlc și mustind adevăr istoric despre partizanii români, aciuați în creier de munte, acolo unde brațul represiv al Ciumei Roșii nu îi putea ajunge. Acei partizani, din rândul cărora a făcut parte și Nicolae Ciurică, ultimul dintre cei care s-au pus stabilă în calea doctrinei de tip stalinist, care a aruncat țara noastră vreme de 50 de ani în besna penuriei. Cel care l-a întâlnit pe veteranul de 91 de ani, născut și crescut în părțile pitorești ale Banatului și i-a istorisit mai apoi de-a fi rapăr întreaga epopee, e regizorul Cristian Prisecaru, autorul peliculei Origine nesănătoasă, produsă în toamna lui 2022 în laboratoarele casei de producție Carpathian Motion Pictures. Despre cum a ajuns să cunoască, iar mai apoi să înțeleagă fenomenul rezistenței din munții a celor care nu au acceptat niciodată să le fie apăsat grumazul de bocanc străin, Prisecaru a acceptat să ne vorbească fără ocolișuri. Istoria este o pasiune de-a mea și o datorie. Vă dați seama, am crescut cu filmele, așa zis, istorice, care erau niște filme naționaliste, comandate politic și crescând cu ele, mi-au plăcut. După ce am ajuns la maturitate, am înțeles că nu aia era istoria noastră și că trebuie să ne aplecăm mai mult asupra istoriei cele adevărate. Și pasiunea s-a transformat în datorie, pentru că am simțit datoria să spun istoria așa cum a fost ea. Eram la Londra, în hotel, în carantină, așteptam să-mi vină testele COVID, rezultatul testelor COVID, și mă uitam pe internet la o poză a unui partizan, Grigore Pașca. De la acea poză am vorbit cu prietenii mei de la Carpathian Motion Pictures și m-am apucat de scris un scenariu, în 3 zile am scris scenariu, și după aia am produs și filmul, cu titlul Origine nesănătoasă. În timpul documentării pentru Origine nesănătoasă,
am descoperit că încă mai există un partizan anticomunist cu arma în mână, viu în România. Și el se numește Nicolae Ciurică. Prima impresie pe care Nona Genarul, cu ochi aprigi și frunte semeață, călit încă de la 18 ani în luptele de gherilă cu acoliții clicii comuniste din anii 1950, i-a lăsat-o regizorului Cristian Prisecaru, a fost una covârșitoare. Dincolo de forța interioară pe care a simțit-o izvorând din sufletul fostului partizan, Cristian a înțeles că are de-a face cu unul dintre acei români, din ce în ce mai rari în zilele noastre, pentru care iubirea de țară și neam, credința nestrămutată în principiul neatârnării, nu sunt simple baliverne. Și a mai înțeles regizorul peliculei Origine nesănătoasă că omul care poartă acum haina bătrâneții pe ulițele întortocheate ale comunei Teregova, Nicolae Ciurică, aparține unei categorii aparte, cea a eroului autentic, ignorat de o posteritate ingrată și comunistoidă, care a devenit tributară larvarei banalități a răului. În momentul în care am văzut acest om, am înțeles cât de mici suntem în comparație cu ce fel de oameni au fost înainte și pe care comunismul importat, de fapt adus de sovietici, i-a distrus. Și țara în care trăim acum e distrusă din motivul ăsta, pentru că au schingiuit și au schilodit coloana vertebrală a adevăraților români, cei care au avut curajul să se împotrivească și nu numai comentând, cum facem noi acum pe Facebook, ci efectiv punând mâna pe armă. Revenind la firul poveștii, să spunem că micul grup de partizani care le-a ieșit în întâmpinare copilandrului pe atunci Nicolae Ciurică și tatălui său Ion era condus de colonelul Ion Uță, unul dintre legendarii capi ai structurii anticomuniste care activa în acele vremuri de răstriște în munții Banatului. Niciunul însă dintre camarazii săi de arme nu rostea în prezența liderului asumat al grupării, funcția militară pe care acesta o deținea. Pentru toți era mătușoniu, o expresie neaoșă folosită în semn de respect suprem și considerație față de cel căruia îi era atribuită. Și mătușoniu i-a rămas numele, chiar și pentru proaspăt cadetul Ciurică, care îmbrăcase haina ponosită, dar demnă, a luptătorului din rezistența anticomunistă la doar 17 ani. Colonelul Uță i-a spus lui Ion Ciurică: ba de Ioane, dar băiatul ce facem, că acum a venit cu tine, ne-a văzut, ne știe după fețe, știe unde ne-am întâlnit, dacă se întâmplă ceva. Și atunci Ion Ciurică a spus: mătușoniule, asta este o expresie în Banat care, prin care te adresezi unui om mai în vârstă, unui bărbat mai în vârstă, față de care ai foarte mare respect. Și colonelul Uță, fac aici o paranteză, își instruise toți partizanii să îi se adreseze cu acest titlu, mătușoniu, nu cu Tom Colonel sau altceva, pentru că nu vroia să fie descoperit, nu vroia în cazul unui atac sau ceva, să știe securitatea cine e colonelul, cum arată. Și atunci Ion Ciurică a spus: mătușoanele, nicio problemă, eu l-am adus aici, e băiatul meu și garantez pentru el. Chezășia lui Ion Ciurică pentru fiul său Nicolae nu a fost nici pe departe vorbă în vânt. Slăbuț, cu o agilitate de invidiat, figură inocentă și vorbe meșteșugite, menite să țină la distanță vigilența comuniștilor, aprigi vânători de dizidenți, adolescentul pe atunci, Nicolae Ciurică, a devenit repede unul dintre cei mai importanți pioni din armata clandestină a rezistenței anticomuniste din creierul munților Bănățeni. Activitatea sa de curierat nu era însă lipsită de pericole, iar acest lucru s-a văzut la mai puțin de 2 ani distanță de momentul în care Nicolae a devenit omul partizanilor, trup și suflet alături de cauza pe care o îmbrățișase cu ani în urmă și tatăl său. Sigur că eu eram tânăr, ușor, eu mă puteam străcura cum am și fost. Nu eram băgat în seamă, chiar dacă treceam pe lângă o patrouă de miliție cum erau ei. La vârsta mea, probabil că nu îmi da atâta importanță ca la un om matur, nu. Din acel moment, eu am ținut legătură cu acești oameni
ducându-le și informații și mâncare, dar mai mult m-au întrebuințat ca un fel de curier, cum se spun. Mi-au dat de mai multe ori scrisori și le duc la diferiți cetățeni, oameni de legătură. Asta într-un timp oarecare, nu imediat. Când și-au dat ei seama că sunt un bun secret, păstrez, nu divul, nu discut. Și așa se face că mi-a dat o scrisoare, mi-aduc aminte, la un fost maior deblocat, dat afară de armată, de la Baia de Aramă, unul Costache, Ionescu Constantin Costache, zicea lumea. Și el mi-a dat scrisoarea pentru cei din pădure, adică pentru partizani. Tot la fel mi-a mai dat scrisori de mai multe ori, nu numai una sau două, la un oarecare, la un cetățean, la Avram Ion din Sacul Nou, cu o situație materială bună, fost deputat pe timpurile vechi, în regimurile, mi se pare că țărănist, iar cu o situație bună materială. Și așa se face că pe tata l-au depistat oarecumva și l-au arestat în 1949-1950. La puțin timp după încarcerarea tatălui său, Nicolae ajunge și el în furcile caudine ale comuniștilor. Este săltat de pe stradă în timp ce îndeplinea una din multele însărcinări încredințate de către partizani și, sub pretextul unui control de rutină, este trimis sub escortă la postul de miliție sătesc. Experiența de până atunci, dobândită în răstimpul cât se aflase în preajma partizanilor, l-a ajutat pe tânărul Nicolae Ciurică să miroasă ca cealmaua pseudopolițiștilor, care încercau de fapt să-l aresteze și să-l azvârle în dărătul gratiilor la Craiova. Reușește să scape ca prin minune din mâinile trimișilor securității și bifează prima sa victorie împotriva unui regim totalitarist pe care avea să-l urască mai apoi pentru tot restul vieții. În 1950, fiind trimis de partizani cu o scrisoare la un lider țărănist în comuna Sacu, a fost arestat de doi securiști îmbrăcați în uniformă de miliție. În 50, în luna iulie, primesc o scrisoare de la niște partizani, Duicu Nistor, Butașcu Dumitru, Ișfănuț Dumitru, Căraibot Ion, băi Nicolae, du-te cu scrisoarea asta la Avram. Și iau scrisoarea, plec. Este adevărat că în Rusca m-am oprit, în Rusca Teregoa, la un frate al tatăl meu, Dan Ciurică, și știu că i-am spus, măi, unchiule, mă duc până la Sacu. Lucru care probabil nu trebuia să-l spun, dar i-am spus. Nu i-am spus eu de ce și cum. Și am plecat la Sacu, cu trenul. La Sacu, la intrare în comuna Sacu, pe mâna dreaptă, avea casa acesta Avram. Mai usesem la el de mai multe ori, mă duc, eram tânăr, dar eram bine instruit, știam ce aveam de făcut. Bună ziua, măi nene Ioane, zic, uite, am venit cu o scrisoare, dar fii atent, în cazul că te întreabă cineva ce caută, că așa era lumea atunci, curioși, spui că un cetățean vrea să cumpere niște porumb. Am intrat în lucru, n-a durat mult, nu știu dacă a durat 10 minute, ce atât poate, la trăcânile curte la om, ies afară doi milițieri și le întreabă dacă are pe cineva să da, un cetățean a venit să cumpere ceva porumbă și au uitat înăuntru. M-au legitimat, cerindu-mi buletinul, le-am dat. Dumneata, mergi cu noi până la post să dai o declarație. Da, când am auzit, imediat mi-am dat seama că totul s-a terminat. Și mergând spre postul de poliție la Sacu, postul de poliție era pe direcția unde era și halta, adică Sacu are o haltă, nu-i gară. Pe direcția aia era și postul și mă întreabă unul dintre ei, măi, taică, tu unde-i? E arestat. Unde-i arestat? După câte am auzit la Craiova, ce vrei să te întâlnești cu tata dubitoare? Păi zic, cum să nu vreau să mă întâlnesc cu tata? Păi atunci nu mai mergem la post, mergem să te întâlnești cu taică tu.
mi-am dat seama că ei nu erau de la post și, într-adevăr, nu s-au băgat la post, au mers cu mine la halta Sacu. Când ne-am urcat în tren, trenul pe vremea aceea nu era ca acum mai electrificat, era cu cărbune, cu votivele alea. Când ne-am urcat în tren, spun, mai băiatule, fii atent, nu ești arestat, dar nu ai voie să părăsești compartimentul fără aprobarea noastră. Nu, domnule, de ce să părăsesc? Eu m-am făcut indiferent. Mergând, mi-am făcut toate planurile, chiar cu riscul vieții, să scap de ei. Și m-am gândit că numai acolo unde trenul merge mai încet, urcă un pic, de la Teregova la poarta, e un pic de pantă. Zic, acolo să încerc să ies, să cer permisiunea să mă duc la toaletă, lucru care l-am și făcut. După ce am trecut de gara poarta, de gara Teregova, urcând spre gara poarta, erau, după câte am observat, obosiți, unul chiar cu căia cu diabilele. Și zic, domnule, aș vrea să merg la toaletă. Mi-a confirmat care era lângă mine că pot să merg, a dat din cap. Eu m-am săltat, dar cu ochiul atent la el. Și l-am observat că s-a sculat și a plecat în urma mea. Însă mie nu mi-era gândul de toaletă sau ceva, cum am ajuns în dreptul ușii de ieșire, am izbit ușa și am sărit din tăie, ținând cont cum se sar. Mi-am făcut toate planurile, că dacă sar, trebuie să sar în direcția încotro merge trenul, că altfel mă băga sub roți. Am sărit și m-am lovit, bineînțeles, de petrele acelea, că era și petre și un ticăliș, un tufe, că nu era un câmp deschis. Lucru bun pentru mine, că să nu mă poată, dacă în caz de ceva. M-am lovit pe la genunchi, la coate și după ce m-am îndepărtat la 100, 200, 300, nici atât, am auzit scârțâind roțile, au tras alarma, dar degeaba că eu m-am dus. Și dus am fost și am ajuns la cei care mă trebuiseseră cu scrisoarea. Povestea ultimului partizan român din Munții Banatului, Nicolae Ciurică, merge mai departe. În cea de-a doua parte a reportajului nostru, vom vedea care a fost prețul plătit de eroul care își duce acum bătrânețile în comuna bănățeană Teregova, pentru că a îndrăznit să înfrunte o rânduire comunistă. Câți ani de temniță grea a primit în schimbul iubirii de neam și țară, pusă în slujba celor care luptau în munți. Tot atunci vom afla și când a primit botezul focului, în războiul surd cu acoliții unei clici aflate sub bocanc rusesc. Un război din care a reușit să scape teafăr, fie și numai pentru a putea povesti urmașilor. La decenii distanță de momentul în care a trăit-o pe viu, grozăvia acelor ani de pribegie în munții sălbatici, dar atât de primitori, ai Banatului de odinioară.